fată, nu cald, nu frig, nu, e perfect. Haide. Ok, să începem. Începem. Și suntem în centrul vechi, da? Da, centrul vechi. Așa. Cald sau rece? Cald. 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 Okay. Cald. Și gândește-te că îmi este tare dor de vremea aia de 50 de grade și umiditate de aproape 100%, jur. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine? Lately, arogant. Care este cuvântul tău preferat? Aici, sincer, nu mă gândesc niciodată la treaba asta. Gândește-te acum. Dar cuvântul meu preferat, empatie. Care este strategia ta pentru viață? Băi, aici am mai lăsat speechless, ca să zic așa. Strategia mea de viață. Să știi că am trecut de etapa în care îmi doream foarte mult copii. Mă uit că pe măsură ce trece timpul așa, mai mi-este cât un fir alb, cu fir alb, cu fir alb, încerc să par așa că, domne, hai că mă ajută treaba asta, dar nu sunt pregătit să am o familie în momentul de față. Sunt mult prea implicat în tot felul de proiecte, în tot felul de idei, în tot felul de, nu știu, parcă jobul ăsta nu se mai termine niciodată, că am zis că mă apuc de orice altceva și mă las de consultanța asta în achiziții publice și fonduri europene. Dar ca și strategie de viață, mi-aș dori să stau așa un pic mai lângă frate, mai lângă București, mai lângă oamenii apropiați, mai, cum să spun eu, mai acolo, în lumea mea, nu dacă ziua bună ziua plecam nu știu unde, că la ministerul nu știu care, că la primăria nu știu care. Nu. Enough is enough. Ce îți place să faci în timpul liber? Mă, să citesc. Din când în când îmi place să citesc așa câte o carte, chiar dacă o citesc de 2-3 ori, dar îmi place să o citesc. Și să mă uit la film. Iar mai nou am niște seriale super, super, super strong. Ai vreun talent ascuns? Mai devreme să ne întâlnim când am și m-am apucat să cânt așa o sonă mie. Și îmi poți fredona ceva? Nu știu, un vers, o strofă, ceva. Un refren, mai bine zis. O sole mio. Hai că vreau să aud. Dar e... Acum mă simt un pic rușinat așa, dar... Doamne, Lucian... ne așteaptă, s-a uitat. Cum spunea Lucian Pavarotti. Manatu sole, più bello il re, o sole mio. E suficient, zic eu. Ce culoare are iubirea? Bun. Mă, dacă ar fi după zilele de astăzi, aș spune turcoaz. Deși parcă mai frumoasă era iubirea aia, puțin, nu neapărat roz, dar în care totul, cei doi parteneri, ca să spun așa, intrau în treaba asta cu o inocență, cu o dorință de a se cunoaște unul pe celălalt, cu dorința de a trăi, de a duce o viață în doi. Dar din punctul ăsta de vedere, astăzi iubim așa un pic pe fake, un pic nenatural, un pic epatăm ideea asta și de-aia spun că turcoaz. Cum ai vedea tu o întâlnire romantică? Jesus! O întâlnire romantică? Să mă gândesc când am avut ultima întâlnire romantică. Nu. Acum... Sincer, o cină așa în doi, într-un loc foarte special, care să fie surpriză pentru celălalt, ca să spun așa, și continuat cu... Nu mai te-ai intrat de fire? Nu știu, hai să zic așa un... Nu știu, urmărim ceva, discutăm despre ceva, după care parcă merge... Și tu, dușul ăla cu picătura aia care se vede pe piele, așa, și un somn, evident. Dramă sau comedie? Comedie, că dramă e cum aici. Trăim noi dramă destul. Dacă viața ta ar fi o carte, ce titlu îi pune? Alin în România. Nu știu. Alin și România, ceva de genul ăsta. Pe cine ai vrea să ai acum lângă tine?
Păi... cred că mi-aș dori să port o discuție cu bunicul meu, care nu mai este din 1991. Aveam 10 ani. Și cred că mi-ar fi plăcut așa o discuție, cum să spun eu, eu matur și el bunic, în sensul ăsta. Adică mi-ar fi plăcut să port o discuție de genul ăsta cu el. Da. În ce colț al lumii ți-ar plăcea să mergi și nu ai ajuns? Australia. Ce te face fericit? Fericit? Mai sunt multe lucruri care îți transmit așa o stare euforică, ca să spun, de fericire, dar cel mai mult și cel mai mult acum nepoțica. În sensul că vezi fericirea aia inocentă așa și necondiționată, zâmbetul ăla profund așa și râsul ăla fără să-ți ceară ceva. Ce sfat okay le-ai dat celor care ne privesc? Celor care ne privesc, ce sfat le-aș da? Faceți, fraților, ce vreți voi cu viața voastră, sunteți liberi să faceți treaba asta, nu aveți nicio constrângere. Așa să faceți. Care ți-a părut cel mai interesant sau ce ți-a părut cel mai interesant în emisiunea Supraviețuitorul? Păi, da, bună întrebare. Aș fi vrut să vorbim despre treaba asta mult mai atunci și mult mai detaliat, dar mi-a plăcut amalgamul ăsta așa de tipologii de oameni. Totuși mi-a plăcut împărțirea aia celor 18 concurenți, știi? Noi la început când câștigam mult, dar pot să spun că acum nu că ești tu de față sau că vorbim de voi sau că te-au definit după, dar pot să spun că am un regret. Ce regret? De ce am ales-o pe Atina și nu pe Odniela? pentru că nu știu, planul meu a fost așa cumva că practic cam eu cu Diana am construit tribul nostru, ca să zic așa. Că Diana m-a ales pe mine, eu pe Adina. Mă, în momentul ăla nu știu ce blanc am avut, că puteam foarte simplu să zic Odniela, că parcă așa era cumva. Noi nu am fost deloc în aceeași echipă. Băi, noi, dacă stai bine să te gândești, noi nu ne-am întâlnit în emisiunea asta decât în timpul probelor, așa, și poate în rest... Unul împotriva celuilalt, atât. Da, atât. Unul împotriva celuilalt. Nu tolerez prostia, nu tolerez incompetența, mă macină teribil chestia asta. Când ai plâns ultima oară? Cred că la Supraviețuitorul am plâns cât n-am plâns eu toată viața mea. Nu, glumesc. Dar atunci au fost cele mai multe momente în care am plâns și a fost așa un amalgam de sentimente și fericire și bucurie și empatie și tristețe și nu știu, de toate la un loc. Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit? Așa, în viață, în general, sau... Cum vrei. Mai cel mai important sfat lately, ca să zic așa, a venit acum două seri la o petrecere de Sfântul Ion. Hai încolo, spre cec, așa. Ok. A venit la Sfântul Ion un prieten foarte bun și foarte apropiat, care mi-a spus că, măi, Alin, tu trebuie să înveți să fii un pic mai tolerant, așa, și să nu-ți ieși din fire la orice mică chestie de incompetență și de, nu știu, nesiguranță pe care o vezi în, nu știu, munca pe care o fac oamenii cu care interacționez. Mă, să știi că m-a pus pe gânduri așa un pic, în sensul că să nu mă, cum să spun eu, să nu mă interiorizez pe de o parte și să răbufnesc față de ei pe partea cealaltă. Trebuie să fiu mai cumpătat. Ce sfat mi-ai dat mie? Pentru tine sfat, dar și provocare în același timp. E mai lungă. Zic deocamdată să-mi dai un sfat și să lăsăm provocarea pentru final. Ce zici? Îmi place ce faci. Îmi place... Să știi că te-am descoperit așa, uitându-mă la Supraviețuitorul, că noi dacă nu prea am interacționat, uitându-mă la emisiunea în care amândoi am participat, pot să zic că, băi, m-a impresionat teribil cu două chestii.
testul ăla de enduranță cu cuțitul și cu așa. Deci nu mă așteptam, aia pentru mine a fost. Oh my god, deci Doamne Dumnezeule, era? Iar bomboana pe colivă ai pus-o în momentul care te-ai abținut de la mâncare. În sensul că, Doamne, cum să mă păcălesc eu pe mine? Deci, băi, pentru mine aia a fost, nu știu, dovada de maturitate. Nu te vedeam chiar atât de matură, dar acolo pe mine m-ai câștigat teribil. Și cu siguranță, dacă aș fi fost în juriu, nici nu încăpea discuție, Oniela era câștigătoare din punctul meu de vedere. Rațional sau sentimental? Rațional. Rațional. Sentimental am fost așa puțin la... în perioada mea de adolescență, ca să zic, dar acum nu, rațional, mi-e imposibil. Și dacă ar trebui, și dacă, să zicem că m-aș îndrăgosti din nou, aș face-o într-un mod realist. Ce înseamnă pentru tine o femeie frumoasă? Mai nu. În primul și în primul rând, o femeie frumoasă, din punctul meu de vedere, indiferent cât este de... nu știu, bine construit așa, bine proporționată, trebuie să fie feminin. În sensul că, nu știu, să știe să aibă grijă de ea, să fie imaginea bărbatului de lângă. Îl reprezintă, se completează, dar, să spun eu, să știe să fie și discret. Fără ce nu ai putea să trăiești? Fără dulciuri. Jur. Oh, fără dulce. Mă înțelegi? Te înțeleg perfect, da. Dar asta, acum, lăsând, nu știu, orice glumă deoparte, nu sunt stresat. Că știi că ce, oamenii stresați mănâncă mult dulce. Bă, nu sunt stresat, că n-am motive să fiu stresat. Dar să nu, nu știu, ciocolată. Oh, Dumnezeule, și mai ales ciocolată. De casă. Ciocolată! Cu lapte praf, așa, cu, da, cu balune. Doamne Dumnezeule! Și acum că am ajuns la sfârșitul celor 25 de întrebări, care este? 25 au fost. Da. Era 25. Care este provocarea ta pentru mine? Da, aici. Provocarea mea pentru tine este, ți-am spus mai devreme că ești pe drumul cel bun, din punctul meu de vedere. Da. Și cum spuneam de publicul ăla țintă, Oniela, vreau să văd vedete construite. Ia uite că luptem. Asta e provocare? Nu. Vreau să te văd mai des. Vreau să te văd în media, în spațiu public. Vreau să, nu știu, să dezvolți așa o carieră din punctul ăsta de vedere. Din punctul meu de vedere, nu știu, cred că ești făcută pentru așa ceva. Dar cu multă muncă, îndârjire, nu știu, ai ce oferi. Adică, nu știu, captează-ți publicul ăla inteligent, pentru că asta consider eu că trebuie să regăsim în media. Că suntem sături de, pe românește, țâțe, buzei și așa mai departe. Adică aș vrea să văd, nu știu, chestii deștepte, chestii interesante, chestii pe care să le urmăresc. M-am săturat să mă uit toată ziua la programele astea de, nu știu, National Geographic sau mai știu ce. Adică parcă aș vrea să văd și lucruri și emisiuni interesante. E ceva ce mă provoci să fac în direcția asta? Adică, da, ceva anume? Aș vrea să fim, nu știu, să văd cum susții licența la teatru film. Serios? Mi-ar plăcea să te văd în postura asta. Și cu siguranță cred că te-ai descurcat bine. Zic eu că te-ai descurcat bine. Adică știi să-mi bine așa și util și plăcut și... câteodată să fii fandosită, dar isteți, știi? Adică, nu, e ok, din punctul ăsta de vedere, chiar cred că poți. Așa, dar, Oniela... deci, actorie, televiziune, vrei ceva actorie, în direcția asta? Actorie, televiziune, acolo ca să te văd. Deci, o provocare pe termen lung. Nu e o provocare de azi. Eu sper să-ți răspund cât de curând, dar vedem. Bine, abia aștept. Super. Na, a treia.